Vicepreședintele Consiliului Județean, Cristian Achiță, acuză faptul că banii primiți de la guvern pentru refacerea infrastructurii deteriorate după inundațiile din vară au fost alocați târziu. Suma de 7,4 milioane de lei este mult mai mică decât cea solicitată. Consiliul Județean este preocupat acum să gestioneze cele 75 de miliarde alocate foarte târziu în acest an. Noi o să încercăm în perioada imediat următoare să luăm legătura cu proiectanți de specialitate și să încercăm să avem de acum niște documentații cu niște prețuri estimate clare. Banii au fost alocați pentru refacerea a peste 60 de kilometri de drumuri județene afectate, în special cele pietruite. Consilierul județean solicitase 18 milioane de lei.